Înainte să înceapă ridicarea mașinilor, autoritățile din Slatina vor duce o campanie de informare și conștientizare a populației în legătură cu sancțiunile pe care le riscă. Polițiștii locali vor demara chiar din aceste zile acțiunile preventive. În luna decembrie anului trecut au fost aprobate două regulamente prin hotărâri de consiliu local, regulamente care privesc ridicarea mașinilor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Slatina. Totodată s-a mai aprobat al doilea regulament, privește sancționarea și dispune măsurii de ridicare și transportare a autovehiculor parcate sau staționate neregulamentar pe carosabil. Șoferii care opresc mașinile în locuri interzise vor fi informați de polițiștii locali că de la 1 martie vor plăti 300 de lei să-și recupereze mașinile ridicate. Vom aduce la cunoștința conducătorilor auto pe care îi depistăm în trafic ca fiind șoferi, să zicem, indisciplinați. Le vom atrage atenția asupra faptului că începând cu data de 1 martie a acestui an vor fi luate măsuri, pe lângă măsura sancționării contravenționale și măsura ridicării autovehicului staționat neregulamentar. Totodată încercăm să ducem la cunoștință la un public cât mai mare prevederea acestui nou regulament. Iar proprietarii rablelor abandonate în parcări vor fi înștiințați să elibereze locurile în cât mai scurt timp. Vom reinventaria în această perioadă, până în 1 martie, vom reinventaria să vedem câte din ele mai sunt, își fac prezența pe domeniul public, după care vom proceda la identificarea proprietarilor acolo unde situația o permite, îi vom înștiința, îi vom avertiza asupra faptului că au un termen foarte scurt de a-și ridica aceste mașini, în caz contrar riscând să fie sancționați contravențional, iar mai apoi mașinile să le fie ridicate, urmând ca pentru recuperarea lor să plătească un tarif de aproximativ de 200 de lei pentru ridicarea și transportul lor, plus 50 de lei pe zi de întârziere. Cele două regulamente sunt în vigoare încă din luna decembrie, când au primit aprobarea consilierilor locali și apoi avizul de legalitate din partea prefecturii Olt.